Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou infovideo. Înainte să începem, jocul de pe fundal se numește Ion Assault. Linkul ca de obicei în descriere. De ce am făcut acest videoclip? Pentru că vreau să vă spun că săptămâna viitoare sunt incredibil de ocupat. Vreau să fac foarte multe schimbări pe acest canal și cu proiectele pe care le am. Și nu cred că o să prea reușesc să fac eu atât de multe videoclipuri pe câte aș vrea. Știu sigur că o să apară 3 videoclipuri pentru sloturile de marți, joi și sâmbătă, dar mai mult de atât nu pot să vă zic pentru că nu știu. Nu știu cum o să stau cu timpul. Bun, 2 la mână. Breazla 2.0 este aici, sub alt nume, sub altă tutelă, ca să zic așa. De acum încolo ne vom numi Titan Watch. Pe românește, pentru aceia dintre voi care, mă rog, mai greu cu limbele astea străine, cronicari, dar ca idee generală Titan Watch, și ăsta va fi și numele care va apărea în titlul videoclipurilor. Trei la mână, avem un sponsor oficial pentru serverele Titani și Titan Watch. Este vorba de Beastnode, este o companie din America. Așa că în videoclipurile care o să apară pe aceste servere, din partea mea, cel puțin, să știți că o să apară pe aici pe acolo câte un mic branding, o să mai pomenesc de ei din când în când, o să mai trimit câte un tweet, câte o chestie de genul ăsta. Să nu vă speriați, pur și simplu face parte din contractul pe care îl am cu ei. Un al patrulea subiect, ca să-i zic așa, pentru aceia dintre voi care sunteți încă supărați de încheierea Breslei. Știu că mulți dintre voi ați venit cu ideea că, bă, ai furat de la Marian, că nu știu ce, că era ideea lui, că ce se întâmplă, că nu știu ce, că. Ca orice brand, ca să zic așa, la un moment dat trebuie să îi faci un rebranding. La noi Breazla, în momentul în care am decis să închidem serverul respectiv și să vă dăm vouă harta, ajunseserăm într-un punct în care nu prea mai era însuflețită atmosfera în acel server, da? Și în acel moment am decis, ok, vreau să trecem treaba asta, să punem niște reguli, să împrospătăm puțin ideea, să trecem pe altă hartă, să schimbăm, ca să zic așa, să schimbăm pagina. Așa că, până în momentul respectiv, eu administram serverul, da? Ei, din momentul ăsta, nu numai că administrez serverul, dar eu sunt omul care spune ultimul cuvânt, ca să zic așa. De ce? Ca să pot să impun anumite reguli, să pot face ca și cu Titanii, să pot face un server care să fie mai sustenabil, ca să zic așa. Cred că am zis, ca să zic așa, de prea multe ori. Mă rog, dar ca idee generală am discutat și cu Marian treaba asta, am discutat cu toată lumea, toată lumea este fericită, toată lumea face parte în continuare din The Titan Watch, numai că o să vedeți că vor fi niște reguli impuse pe parcurs și cine nu e cu minte, hai să zicem așa, că o să primească o mică, nu vreau să-i zic bătăiță, că nu ne luăm la bătaie, dar o mică ceată. Bun, dragii mei, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Încă o dată, hai să recapitulăm. Întârziere cu videoclipurile, Titan Watch și sponsor nou, Beastnode. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!